Așa cum promiteam ceva mai devreme, la telefon îl am pe Bogdan Trâmbaciu, artizanul festivalului Posada. Și anul acesta nu face excepție. Bună ziua, Bogdan! Bună ziua! Te-am sunat să ne dai ceva detalii despre festival, despre ceea ce se va întâmpla anul acesta pe scena festivalului Posada 2017 și aș începe cu o întrebare. Cum ai reușit să aduci pe scena Posada 2017 atâtea nume mari ale rock-ului? În primul rând, v-am dispus de un buget mai mare decât anul trecut și care sper să crească în continuare. Asta a fost principalul motiv, iar restul, suntem în contact cu formațiile de multă vreme. Deșteptările de tipul acesta se aranjează ca cu aproape un an înainte și am reușit să... La ora actuală Posada înseamnă ceva și la nivel european, lumea a început să audă de Posada, deci e din ce în ce mai ușor să aducem formații mai mari, așa că vom continua în acest trend. Asta este o veste excelentă, mai ales că garantat și anul acesta va fi un succes răsunător, la fel cum a fost și anul trecut. Cel puțin eu, unul personal, și cred că nu vorbesc numai numele meu, am fost impresionat de ceea ce am văzut anul trecut. Anul acesta va fi și mai și fără discuție. Te-aș ruga frumos pentru ascultătorii noștri să ne spui un pic despre programul celor 3 zile. Știm că începe pe 1 septembrie și se va termina pe 3 septembrie. Chiar o să vă spun tot programul pe scurt. Într-adevăr, începe pe 1 septembrie cu concursul de la ora 4. În fiecare zi la ora 16 va începe concursul. La ora 15 se va da drumul la porți, deci lumea poate să vină. O să avem un concurs foarte puternic și anul acesta. Și de asta este o informație, o noutate. Ieri s-a terminat etapa de înscriere pentru concursul Posada Rock 2017. Avem 29 de formații înscrise, din care 10 vor cânta la Câmpul Moșcel. Și din ce vedem deja, s-au trimis către jurați, să spunem așa, s-au trimis material către jurați. Concursul va fi foarte puternic, adică după din concurs vor fi la nivelul celor din recital. Bun, revenind, deci o să începem la ora 16 în fiecare zi, cu concursul care va dura până aproape de ora 19, de la ora 19 încep recitalurile. Și avem așa, vineri, 1 septembrie, o să începem cu Gothic, urmată de Taine, și urmată de headlinerul serii Evergrey, suedezii de la Evergrey, care este o trupă extrem de apreciată la ora actuală, este la maximul de formă în Europa, este o trupă care funcționează de 20 de ani și am trecut a scos probabil cel mai bun album al carierei. O trupă care vine în România, a mai fost, cred că acum vreo 4 sau 5 ani odată, dar care are mulți fani în România și care vine acum, cum să spun, deci cu ultimul produs discografic la maximul de formă. Continui? Da, te rog. Bun. Ziua, cumva, în mod normal, în mod tradițional, sâmbătă a fost de-a lungul Posada, sau cel puțin de când ne ocupăm noi de acest festival. Sâmbătă era încercat să aducem maximum pe scenă, de data asta avem niște zile echilibrate, dar cu toate acestea, sâmbătă o să începem cu câștigătorii de anul trecut, vorbim acum după concurs. Recitabil, o să începem cu câștigătorii de anul trecut, Invader, care o să cânte pe la ora 19, urmați de Kempes, pe care nu mai trebuie să-l prezinte nimeni și care a fost alegerea absolut normală pentru noi înainte de alt, de data asta, o legendă a rock-ului european, nu doar național, Udo Dirkschneider, vestitul solist de la Accept, care de fapt, deci cine a ascultat Accept, cine a crescut cu Accept, a crescut cu vocea lui Udo Dirkschneider. Mă număr printre cei care a crescut cu trupa asta, crede-mă. Excepțional. Abia aștept să-l văd. Am discutat de anul trecut cu el, l-am vrut încă de anul trecut, dar nu am putut să-l aducem și din motive financiare și din motive că nu se știa dacă va mai cânta acest tip de turneu, deci este un concert eveniment, pentru că el va cânta doar piese Accept, deci va avea un playlist de 90 de minute minim semnat, este prevăzut în contract, doar pe piese Accept. Și este ultima dată, este ultimul turneu pe care îl face, cel pe care îl începe practic la Posada, este ultimul turneu pe care îl va face cântând piese Accept, după care va reveni și va cânta piesele lui cu formația Udo. Deci este sub titulatura Dirkschneider, o să avem Accept cu Udo la voce la Posada, minim 90 de minute sâmbătă după Kempes, deci eu cred că va fi o seară pe care eu unul de-abia aștept. Mi-a spui, crede-mă. Și duminica, pentru că duminica asta va fi extraordinar de
de tare, adică nu prea mai văd oameni care să plece acasă, unii mai plecau duminica mai devreme, pentru că vreau să prindă, vorbesc de cei care nu sunt din Câmpul Lung, vreau să-și prindă serviciul de luni. Bine, luni se va întârzia la serviciu, pentru că pe lângă viața laureaților și pe sărbători pe care le avem în fiecare an, vom avea niște trupe foarte, foarte, foarte tari, începând cu Arașai, care este o formație românească tânără cu un vocal din Câmpul Lung, Andrei Timofte, și care a fost dorința noastră să-i aducem pe valoare și nu pe altceva. Și continuăm cu două formații de afară, deci grecii de la ambele pentru prima dată în România, deci n-au mai fost niciodată în România și sunt extrem de așteptate, deci grecii de la Firewind, care trupa lui Gașci, care e chitaristul Ozi în ultimii 8 ani, celebru în toată lumea din acest lucru. Și formația lui este, nu știu, fac și ea aproape 20 de ani, este o formație foarte cunoscută și fac și fan club în România. Pentru prima dată în România, cântă un power melodic foarte bun, recomand tuturor să-i asculte. Au fost difuzați în ultima vreme pe toate canalele pe care am putut să-i difuzăm, nu doar noi, ci și ei, și sunt foarte așteptați în România. Și ultima trupă, headliner, alți suedezi, co-headliner, de așa, pentru că avevabile trupe sunt headliner, Soen. Soen este un super grup format din foști membri Opet, Di Giorgio, care a fost bassistul Testament și mulți alții, care cântă la ora actuală ceva ce nu mai se cântă prin Europa, adică dacă i-a spus, te gândești și ba la Pink Floyd, ba la Tool, ba la Opet, la multe alte lucruri, am fost eu surprins de ce impact a avut faptul că a dus Soen la Câmpul Lung, lucru care se reflectă și în vânzările de bilete, ca să Asta era următoarea mea întrebare. Dacă biletele s-au vândut la nivelul așteptărilor și la nivelul afișului Posada 2017? Hai să spunem așa. Hai să spunem că, de exemplu, până în acest moment am vândut online de 3 ori mai mult decât anul trecut. Excepțional. Deci doar online, și cu această ocazie chiar aș vrea să îndemn lumea să apeleze, să intre pe site-ul www.posadarock.com, să cumpere bilete online dinainte, pentru că sunt reduse. În acest moment abonamentul este 70 de lei, abonamentul pe 3 zile, și 30 de lei biletul pe o zi, la intrare o să fie mai mult, o să fie 100 cu 40. Bun. Îndemn toată lumea să intre, poate să cumpere oricum, poate să cumpere pe factura de telefon, poate să cumpere, sunt o grămadă de modalități de achiziționa biletele și e bine să-și ia din timp. O altă întrebare pentru tine, Bogdan, ar fi aceea că dacă ai avut sprijin pe plan local din partea autorităților din Câmpul Lung Mușcel, și vorbesc aici din partea primăriei municipiului, din partea terțelor persoane care ar putea fi sponsori, nu știu. Financiar noi de fapt cu primăria avem o colaborare foarte bună dintotdeauna. Indiferent cine a condus primăria Câmpul Lung, festivalul Posada a contat și contează pentru ei. Pe lângă asta este celebru Mucurel, cu care lucrez permanent și care mă ajută permanent cu orice înseamnă partea de logistică, și financiar nu sunt multe schimbări. Întotdeauna primăria Câmpul Lung a contribuit cu o parte din premii. Deci noi avem premii de aproape 2000 de euro la Posada, primăria dă de aproape 4000 de euro la Posada, primăria dă în jur de 2000 de euro pentru premii. Asta a fost întotdeauna contribuția lor financiară, nimic mai mult, nimic mai puțin. Ceea ce nu este rău. Dincolo de partea financiară, în schimb, ajutorul este foarte, foarte, este substanțial, pentru că tot ce înseamnă locație, acces la curent, la apă, curățenie, jandarmii, poliție, poliție locală, partea de salvare, etc., sunt niște ajutoare reale care ne ajută foarte mult. Care contează, bineînțeles. Care contează foarte mult. Bineînțeles. Deci colaborăm bine cu ei. Dincolo de asta, lucrăm foarte bine cu Ministerul Culturii, pentru că Ministerul Culturii este unul dintre principalii finanțatori ai festivalului, fiind proiect prioritar pentru Ministerul Culturii. Adică și dacă n-ar da bani, faptul că este proiect prioritar pentru Ministerul Culturii, alături de Festivalul Național de Teatru, alături de Festivalul Național de Teatru de la Sibiu, de exemplu, sau alte evenimente majore, naționale, în față de
Festivalul Enescu și multe altele. Faptul că Posada se află acolo deja este iarăși un lucru foarte bun. Un lucru foarte important, de altfel. Ultima întrebare, vreau să spui ascultătorilor noștri dacă pot găsi bilete la intrare, bineînțeles, normal că pot găsi, la ce preț sunt biletele la intrare în, pe stadion? Deci la intrare pe stadion biletele vor fi 100 de lei abonamentul pe 3 zile pentru 20 de formații sau biletul pentru o zi de 40 de lei. Mulțumim foarte mult pentru intervenția ta, Bogdan Trâmbaciu, așa cum spuneam mai devreme, artizanul festivalului Posada 2017 și nu numai atât. Mulțumesc frumos pentru intervenția telefonică. Eu mulțumesc foarte mult pentru invitație. Salută tuturor ascultătorilor. Toate cele bune, mulțumim. Și aștept la Posada Rock. Fără discuție, invitația o fac încă de luna trecută, credem celor care vor să meargă acolo. Bine, toate cele bune, Bogdan, mulțumim încă o dată, a fost în direct pentru voi Bogdan Trâmbaciu, cel care este principalul organizator al festivalului Posada 2017 și ați auzit despre ce va fi vorba acolo. Între 1 și 3 septembrie 2017, Posada Rock 2017 pentru voi, fiți acolo!